Ultima zi a festivalului de la Bonțida a adus nume mari din trip-hop, rock și electro, dar și o surpriză, muzică sinfonică, trupa Vița de Vie și Filarmonica de Stat Transilvania. Noi spunem că se potrivește foarte bine rock-ul cu oarecum cu simfonismul. Nu este pentru prima dată când Filarmonica de Stat Transilvania face astfel de proiecte. Pentru noi înseamnă o foarte bună expunere și un public tânăr. Și într-adevăr am observat un soi de efervescență și din partea muzicienilor. Le face plăcere să cânte și așa ceva. Lăsarea întunericului a adus și capul de afiș al zilei 5, Morciba. Trupa britanică a revenit la Cluj după 10 ani. We love you, thank you very much. Come and see us play. We love being here, thank you. Am venit pentru Carla, să vadă și acum e la Elimix. Rezistă. Și a rezistat, Riceasu, 10. Mai veni și la anul. Foarte multă lume, foarte atmosfera foarte faină, vibe-ul. Grămadă de activități pe aici prin zonă. Cea mai bună priveliște a festivalului pe timp de seară a fost din balonul cu aer cald. Cam puțin ca durată, dar ne-a plăcut foarte mult. Peste 200.000 de participanți au ajuns la Bonțida în cele 5 zile de festival. Cred că a fost cea mai completă ediție de Electric Castle și cea mai complexă până la urmă. A fost și cea mai mare ca număr de scene, peste 300 de artiști. Asta a însemnat un efort foarte mare, dar se pare că a ieșit cu foarte multă energie pozitivă. Organizatorii anunță că biletele pentru ediția de anul viitor sunt disponibile chiar de astăzi.